Au ales o strategie care cred ele în va slăbi puterile. Vin cu povești și cu imagini din vacanță și apoi începem marea provocare. Surorile Bambi, Denisa și Raluca! Ce faceți, fetelor? Foarte bine! Agitate înainte de sărbători. Știi cum e luna asta pentru toată lumea. Ai venit călare astăzi la emisiune? Am venit, da, nu, după ce îmi dau seama. Și pe jos. Da, perfect. Fetelor, haideți să luăm un loc aici pe canapea. Sunteți de nedespărțit, asta îmi place la voi. Credeam că zici sunteți de nerecunoscut. Nu, de nerecunoscut, nu mă, sunteți din ce în ce mai frumoase și din ce în ce mai voi bine. Să știi că am stat, mulțumim, am stat destul de departe una de alta în ultima perioadă, pentru că avem și treburi și separate. Iubiți, na, da, care fiecare și... în altă parte. Dar uite că avem emisiuni, concerte și trebuie să ne întâlnim. Chiar că nu vrem. Forțat, ne mai întâlnim. A fost în Seychelles sau cine a fost? Eu. Ia, mă rog, la vecina. La ea a fost mai bine. La ea a plouat mai mult. A plouat mai mult, asta e, a dormit și pe vas. A cules mai mult. Vă rugăm frumos să ne povestiți unde ați fost, ce ați făcut, ce ați mâncat. Am fost într-o croazieră, în Oceanul Indian, și am plecat din Mauritius, apoi prima oprire a fost în Seychelles, Madagascar, Reunion și ne-am întors în Mauritius. Și în Madagascar v-ați întâlnit cu cineva anume? Nu ne-am întâlnit cu nimeni. Deci nu v-ați întâlnit cu nimeni. Doar cu localnicii. Doar cu localnicii? Da. Foarte frumos. Am văzut imagini din Madagascar. Sunt, cât ai stat acolo? În Madagascar am stat 3 zile. Nu stăteam foarte mult. Peisajele minunate, dar să știi că o experiență care a avut și partea ei tristă pentru mine. E foarte multă sărăcie și m-a întristat să îi văd cum trăiesc, în ce condiții, evident că ei nu conștientizează. Uite, alea sunt casele lor pe care le vezi tu acolo. Efectiv, așa, cei mai fericiți oameni pe care eu i-am cunoscut vreodată în viața mea și un zâmbet atât de autentic pe care, din păcate, la noi nu-l mai regăsesc nici măcar atunci când zâmbim frumos într-o poză. Și a fost cu adevărat o sursă de inspirație pentru mine, pentru că și versurile celui mai nou single al nostru sunt inspirate din experiența mea de acolo. Da, ai fost deci în Madagascar, în Seychelles, altă viață. Seychelles e cel mai frumos loc din lume, din punctul meu de vedere. E atât de exotic și e minunat. Sunt plajele acelea cu stânci, care sunt și patrimoniu UNESCO și efectiv sunt ireale. Deci mă uitam și îmi venea să nu mai plec de pe... Uite, Madagascar din... aici. Aici, din Madagascar. Da, uite, poza asta e preferata mea și sunt mândră că eu am imortalizat-o. Uite-te la zâmbetul lor, cât de fericiți, cât de curat sufletește și autentici. Așa mergeau pe stradă, în picioarele goale, de asta și piesa noastră nouă se numește Desculți, cu hainele rupte și murdare pe ei, muzică la tot pasul, deci dansau, asta făceau, dansau, cântau și jucau fotbal. Luau pește din ocean, mâncau tot timpul pește proaspăt, nuca de cocos era în copac, aveau fructe la discreție și trăiau frumos, chiar dacă, uite, că noi am spune că practic nu au nimic, dar... au cam tot ce le trebuie ca să fie fericiți. La tine cum a fost? La mine a fost cu muncă, pentru că eu a trebuit să mă ocup de treburile organizatorice înainte de filmarea videoclipului, pentru că la noi, ca la nimeni, întotdeauna când facem un lucru, îl facem de la A la Z, adică de la catering până la artistul pe scenă, știi? Și deci eu m-am ocupat de... imagini exotice. N-avem imagini exotice, avem imagini când eu car și muncesc. Dar o să-mi iau și eu revanșa la anul și o să plec într-o vacanță. Sper liniștită să mă odihnesc, pentru că am alergat foarte mult în perioada asta. Foarte frumos. La tine văd că a apărut un inel cu diamante pe mână. Da, tot în vacanță a apărut. Tot în vacanță? Da. S-a întâmplat? Da, s-a întâmplat. Breaking news! S-a întâmplat în vacanță! S-a întâmplat în vacanță. Stai, plantă liniștit! S-a întâmplat în vacanță, el și cu ea, pe croazieră. Dar ce ai înțeles, plantă? Și? Și te-a cerut? Da, acolo pe vas. Și suntem foarte bine. Muncim împreună, mergem în vacanțe împreună, avem foarte multe lucruri. De cât timp sunteți împreună? De un an de zile, de fapt chiar în vacanță am sărbătorit anul și avem deja primul copil, proiectul nostru împreună. Pentru că să știi că sunt vătam, e chiar o perioadă foarte frumoasă a vieții mele, de care mă bucur, pentru că eu știu că viața e și cu bune și cu rele și că poate nu o să fie mereu așa, dar acum mă bucur de tot ce mi se întâmplă și pe plan personal și pe plan profesional. Și care e proiectul? Care e copilul? Proiectul este faptul că sâmbătă am deschis primul magazin de parfum.
parfumuri într-un mall din Constanța și urmează multe alte francize în orașe, suntem deja în discuții, urmează să deschidem în foarte multe orașe din țară și în București și este un proiect care se dezvoltă cum nu mi-aș imagina vreodată și mi-aduce foarte multe bucurii. Foarte frumos, meritai să ți se întâmple toate aceste lucruri frumoase și deci spunem cum te-a cerut de soție. Haide, mă, Denisa. Nu spun. Hai, mă, zi, deci nu, era voi... e ceva foarte intim, da, nu să spun. Lasă că mi-e intim, nu trebuie să-mi descrii, că mă prind eu. Așa, zi. Zi, unde era? În Madagascar? În Seychelles? Unde? Nu, ne pregăteam să debarcăm în... Da, ne pregăteam să debarcăm în Reunion. Eram aproape... Și? Au ajuns și în Reunion. Genunchi? Nu, dar nu o să-ți povestesc momentul. La valuri. Da, a fost emoționant, dar a fost cum trebuie, da. Și ai zis da. Păi dacă am inelul pe mână... Da, găsi și un inel pe acolo, când a căzut, ai zis, băi, ce nu vreau, tu? Dar inelul e frumos, dă-l încoace, că eu îl port. Și stai, adică la anul urmează nunta? Nu avem planuri de genul, că durează foarte mult să organizezi o nuntă, iar noi deocamdată avem alte priorități. N-avem, sincer, n-avem, nu ne-am gândit la nuntă, n-avem nuntă în plan, dar da, a fost un moment, probabil și peisajul l-a împins în direcția asta și... Foarte da. Frumos, să fie într-un ceas bun și să vă bucurați unul de altul. Mulțumim mult! Poate o să se întâmple și la tine, Raluca, aceste lucruri în vacanța din ianuarie? Cine știe, nu vezi că toate cerile se duc la Denisa. Da, mă, nu știu ce e cu Denisa, deci a fost anul ei. Întâmplă, da, deci anul, anul pe ei, profesie, cred. Pe partea personală, îmi iau revanșa. Te rog frumos. Da. Da, la tine cu dragostea cum e? E bine, suntem și noi de aproape, eu cu da. Iubitul meu, de aproape un an, Emil. Așa, cheamă. Cu Emil, eu da. Tu și Emil. Da, da. De aproape un an? De aproape un an, facem aproape păi un an și la ce anul. Se face Emil? S-a lăsat așa mai prejos decât, cum îl cheamă? Mircea. Decât Mircea? Mă, nu, n-a simțit, nu știu, noi suntem altfel. Mai așteptăm să ne mai cunoaștem. Presiune, știi? Am pus noi acum deci, stai, în familie. Că, nu, dar asta să știi că noi. Evenimentele hai, din viața Emil, noastră hai, sunt mă, așa... Hai Emil, mă, hai, nu oricum, rămâne în urmă. Cătălin, nu anul trecut, cred că acum 2 ani pe vremea asta voi să faci casting, așa că hai să ne bucurăm de lucrurile da, care da, se chiar întâmplă. S-a întâmplat să găsesc și eu unul care să-mi placă, într-adevăr, foarte mult. Pentru că tu ești foarte... Păi pretențioasă, exact. Știe. Oameni buni, ele sunt fetele de la Bambi, niște fete foarte simpatice și foarte drăguțe, care de Revelion o să cânte toată noaptea, pentru că am înțeles că aveți 4 evenimente. Cântăm, da, pentru cei care ne-au văzut anul trecut, vom cânta în aceleași locuri. Predeal și Poiana Brașov, avem 4 contracte deocamdată, am mai avea loc pentru unul, că începem la 10, terminăm la 3. Unul sau două, mai putem înainte ori de 10 sau 10, după 3. După aia. Pe da, și-o mam după aia, deci am putea să muncim mai mult de Revelion. Perfect, să muncească și mai mult ca să da. Le priască vacanța și mai tare. Deci fetele de la să cheltuim mai mult în vacanță. Fetele de la Bambi, oameni buni, să știți că ne-au povestit ce au făcut ele în ultima perioadă și astăzi au venit și la provocare. Avem o provocare. Emil și Mircea se uită acum, băieții se uită la televizor. Mircea nu se uită că e la business days, la cursuri, învață să facă afaceri și învață să-mi povestească și mie acasă. La tine, Emil? Nu, e la muncă. Perfect, dar deci putem să ne facem de cap. De cap, asta era, da. Lăsați nimic, fetelor. Noi în fiecare joi avem câte o provocare și Roberta a venit cu un lot de fete drăguțe pentru o demonstrație. Dar de ce sunt 3? Ești și tu? Da, pentru că o să mă bag și eu la provocarea asta, păi e provocarea cu mine. E, bine. Roberta a venit cu... Uite, mă, ne-a adus și mâncărică, băi, ciucă, bă. Mai, dar ce fete frumoase! Este joi. Ți-am promis, da. Am adus ceva ce-ai de adus? Post. Niște chifteluțe de post făcute cu năut și vrem legume. Adă notele. Dă-le încoace. Adă notele. Învață-ne și pe noi să gătim. Ia. Se rupe fâșii, fâșii? Băi, eu știu de ce nu m-a cerut. Eu nu știu să gătesc. Cred că trebuie să învăț să gătesc. Nici pe mine nu m-a cerut nimeni și gătesc. Hai să dăm și noi note aici, să-i spunem fetei dacă e ce trebuie sau nu. Sunt de post. Bune, nu? Foarte bune. Dar de ce noi e? De ce noi e în fiecare foarte zi să-ți gătească? Doar joia poate. Doar joia poate să gătească. În rest are contract în alte parte. Da. Așa e bine că dacă ar găti în fiecare zi n-ar mai aprecia. Să vină vinerea la mine să-mi gătească. Roberta, trebuie să fiu sincer cu tine. Sunt cam făinoase. Dar n-am pus făină în ele. Păi nu știu, să ai pus prea mult român în ele. Vino ciucă încoace că vreau să dăm amândoi note astăzi. Bă, hai facem, stați un pic, fetelor, dați-vă un pic la o parte. Așa. Ia vină mă plantă și tu. Haide aici. Luați un loc. Ia vină mă poza și leștu repede aici. Vină cu aparatul, luați-l fie. Hai mă, fiecare vreau să gustați. Sunt de post, plantă, da? Da. Ia, te rog frumos, vreau să gustați. Nu dați un nota înainte să guști. Nu. Gustați și vreau să dați niște note corecte. Luați un loc aici, ia să vedeți pe canapea. Am avut concursul cozonacul de aur, de ce n-am avea și chifteaua de aur. Stai mă, să gustăm întâi. Am gustat. Păi trebuie să vezi dacă se rupe fâșii, fâșii. Mă rog, tu ești invitatul surpriză, așa că e ok. Ce notă dai?
10. 10. De la planta ai 10, Robert. Am pus mai mult suflet. Ai pus mai mult suflet. Dar stai un pic, pentru că l-avem aici pe domnul Nea Vasile, Radu Ciucă. Radu, tu ești domnul Nea Vasile azi. Ești președintele jurului, zi sincer. Dar nu-i prea... Ce? Textura? Textura? Da, stai să-ți dau și microfon. Microfon, plantă, textura, deci textura nu e ce trebuie, nu? Se simte... Fade. Fadă. Bă, am simțit și eu ceva de asta, fadă. Te-am zis? Nota? 8. Mulțumesc! 8. Stai un pic, că l-avem și pe micul Alex Cârțu. Nu ai mâncat? Nu, că nu arăți ca și cum ai fi mâncat, de asta zic. Sunt cam uscate. Păi le-am făcut în cuptor, nu le-am făcut în ulei. M-am gândit la sănătatea voastră. Da. Și mie îmi plac puțin mai... Parcă n-au așa... Mai sărate, mai n-au puțin mai sărate. Piper, nu? Da. Deci nota? Sare. Nu mai mâncă joia viitoare nimic. 8! Roberta, nu ce e de trecere, asta contează. Asta știi ce înseamnă? Că trebuie să tot pe dulciuri. Cum? Mă axez pe dulciuri. Poate schimb părerea. Ia. Ia vezi. Încă un 10 ce? Roberta, să știi că sunt foarte gustoase. Îți mulțumim mult. Am încercat să treci și tu prin emoțiile prin care trec concurenții când vin la cozonacul de aur. Păi să știi că am avut așa un pic, știi? Eu zic să-i las o săptămână pe mâna mea, le gătesc eu o săptămână. Viitoare să vină cu numai un pic. Chiftele din Roberta, care. Ți-a dat follow pe Instagram? Nu. O să te scoată după nota asta. Tu ai follow de la Roberta pe Instagram? Nu ai? M-a scos. Te-a scos? Deci ca să nu se supere prietenii pe care i-am scos, că am mai scos, am făcut curat în listă. Am înțeles. Deci pozașule pe tine te-a scos, da? Te-a scos. Ai dat notă mare atunci. 8. Bun. Să revenim, băieți, lasă-vă un loc aici, ca 300 lei, să vedeți ce se întâmplă. Lantă, luați un loc. Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Deci, Roberta, ai venit cu două prietene foarte bune. Aș vrea să le cunoaștem. Alexandra. Eu sunt bună, Alexandra. Bună. Și Denisa. Bună. Bună. Ce faceți, fetelor? Bine. Ați venit să ne arătați proba de astăzi. O mică demonstrație, nu? Da. Cel puțin să încercăm. Da. Deci, la rugat, Denisa, pregătiți-vă că astăzi va fi o probă pentru noi. Cine va rezista două minute... Două minute să învârtă cercul ăsta. Niciodată nu m-am priceput la treaba asta, eu pierd din start. Da, dar acum că te-a cerut de soție, trebuie să te pricepi. Nu cred. Crede că... Bun. Întâi ne arătați voi, fetelor, da? Eu ce înseamnă proba asta? N-am vrut să mă fac de râs singură, de aia le-am chemat și pe ele. Nu e nicio problemă. Alexandra, vrei să te ajut? Te rog. O să încerc, dar eu o să aleg să fac pe gât. A, pe gât? Da. Deja e mult mai complicat. La tine? Nu știu ce să zic. Aici, pe mijloc. Perfect, pe mijlocel. Haideți să vedeți despre ce va fi astăzi la proba noastră, la provocarea de joi. Roberta, pentru că tot este joi și pentru că tot dansăm, maestre muzica. Nu știu ce să zic. Fetelor, nu știu ce să zic. Alexandra, să știi că tu te-ai descurcat pentru că ai încercat ceva inedit. Din spate s-a văzut de nota 10. Bravo! Din spate a fost de nota 10. Fetelor, luați-vă voi un loc pe canapea, pentru că dacă nu v-ați distrat astăzi, acum e momentul. Raluca, Denisa. Mă întreba Raluca dacă rompele înseamnă în traducere rupete sau ceva de genul. Rupete? Deci cine rezistă? Deci proba de astăzi este cine rezistă să țină cât mai mult cercul, da? Vedeți că dacă le țineți, dacă le... Așa, suntem descalificați. Dacă le scăpați, se pune ca și cum ar fi căzut, e ratat. Eu o să număr cine a scăpat de cele mai multe ori cercul. Am înțeles că oricum nici tu nu te-ai descurcat la proba asta. Da, dar eu nu sunt concurentă. Adică a fost așa. Ai făcut playback. Da. Ai făcut playback astăzi. Recunosc. Bun, fetelor, deci pregătite, dați plată, ia microfoanele, te rog frumos. Hai mă, dacă câștigi provocarea asta de joi. Două. Oh. Poftim? Nu, la cercuri n-am mai fost până acum.
La cercuri n-a mai fost. Colega mea, Andra Floroiu, ea ne alege aceste probe minunate. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Hai, Iulica, când ești tu pregătită, drumul, tată. 3, 2, 1. Să-ți cum poate câștig eu. Tata, am dat drumul la cronometru. A, mă rog, ce ai făcut? Nu, 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 hai, hai, Denisa, lasă. Hai, măcar un mântel. Hai, hai. Mai lașim, mai lașim. Alexandra, am încercat de la tine. Continuați, continuați. Eu zic că n-are rost să ne facem de râs două minute. Puteți să ne oprim aici. Totuși, eu mă recunosc învins. Câștigătoarea noastră este Denisa. Băi, da, lasă-mă asta, pe cât că ai văzut-o pe Alexandra, dar să știi că hula hoop ăsta se face pe mijlocel. Hula hoop-ul e mai greu la unele case. Băieți, haideți și voi, repede, repede și voi, trei, haideți. Da, da, haideți toți trei, că dacă tot ne prostim astăzi, să ne prostim până la capăt. Haideți, repede, 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 hula hoop. Nu plantă, plantă pe mijlocel, că la tine o să funcționeze. Haide, haide, ia poza și stați, e mărimea ta? E mărimea ta, e bine. La plantă o să fie cu efect de pe mijlocel. Să dați voi note, hai. E bine, e bine, Ciucă, e bine. Hai. Numai o secundă. O să vedeți de ce era Radu Ciucă. O să rămână, cred că, anul ăsta singur. Poți să ne mai arăți un pic? Un pic, hai un pic așa, Radu, că e foarte bine. Căutați-l pe Instagram, Radu Ciucă. Mă rog. Nu, 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 nu. Norocul meu că m-am însurat. Ia, ia, mai bagă o dată, ia, mă, hai mă, că vine bine, mă, Radu. Nu, bagă muzica, Iulica, ia. Ia, ia, bagă, hai. Tare, mă, Radu. E bine. Plantă, dansul ăsta vreau să fie pentru Coana, soția ta. E ziua ei de naștere, să vadă ce are acasă, ia. Da. Te rog, să te vadă și șefii. Să uite și ei. E bine? Și pentru Costin Dragomir cu 2 de R pe Instagram, vă rog frumos, stai un pic, nu da drumul. Deci Costin punct Dragomir cu 2 de R, nu? Fără punct. Ah, fără punct. Costin Dragomir cu 2 de R pe Instagram, oameni buni. Ia, hai să vedem. Ia. Ia. Nu mă, e cel mai bine. Ia. Câștigător totuși e plantă, nu? Plantă, ai ținut cel mai mult, bravo! Bravo, plantă, bravo, bravo, băieți! Ne-am făcut și azi de râs la televizor, e bine! Vă mulțumim mult de tot! Hai să continuăm cu ceva mai serios! Eu zic să cânte fetele de la Bambi ca să se mai treacă puțin din momentul ăsta de mare intensitate și de o probă fabuloasă! Așadar, Denisa, Raluca, vă mulțumim mult de tot. Mulțumim, sărbători frumoase să aveți. Și vouă, Crăciun fericit și un an nou cu de toate. Doamne ajută. Mulțumim mult de tot. Oameni buni, puteți să încercați și dumneavoastră acasă. Credeți-mă că e foarte, foarte amuzant. Bambi. Haide, haide, să lăsăm amândoi. Arde, arde, arde foc între noi. În brațile, cu picioarele goale, nopțile pline. Haide,
gratis, mă privește așa. E gratis să